Ok, bun. Deci totuși am început să vorbim despre vânzări și despre apelurile reci acum, în perioada asta, când este criză și toți stau acasă. Am făcut câteva sesiuni de coaching cu unele companii și am înțeles de ce totuși s-au stopat vânzările. Pentru că până acum este momentul când clientul a făcut un pas înapoi și nu cumpără și el e focusat pe partea de a-și apăra și de a-și salva banii. Și acum toate posterile, toate campaniile de marketing, toate ofertele fierbinți care cumpără acum, doar la reducerea asta, o să acționeze mult mai puțin. Și este important să înțelegem de ce o să acționeze mult mai puțin, nu pentru că însuși postarea este rea, dar pentru faptul că au o problemă și acum sunt mai nesiguri în produsul tău decât mai înainte. Accentuez, acum mai nesiguri decât înainte. Deci înainte tot mai aveau dubii, acum le-au și mai multe și sunt și mai adânci în ei. Și plus la asta am început să vorbim despre apeluri reci, pentru că până acum companiile ce făceau, investeau buget în marketing, 100 de euro, 500 de euro și așteptau cumva clienții să reacționeze la ei. Clienții să-i sune, clienții să-i caute, clienții să le scrie, clienții să vină la birou, clienții să vină peste tot să-i caute. Și acum când le s-a interzis clienților prin lege să facă lucrul ăsta, companiile s-au oprit și nu fac niciun pas. Când clienții acum au făcut un pas înapoi, companiile trebuie să facă ei un pas înainte. Acum ei trebuie să le facă toate mofturile, livrare la domiciliu, să-i sune, să-i caute, să le scrie, să aibă grijă de ei, să le facă toate mofturile, să le dea în rate, să le dea posibilitatea de a achita peste o săptămână, o lună și așa mai departe. Pentru că fiecare dintre voi, dacă aveți o companie și aveți un produs, înseamnă că aveți cheltuieli, aveți buget care trebuie acoperit, aveți angajați care trebuie achitați și aveți familii care trebuie hrănite și pentru asta trebuie să mergem. Poate dur vorbind, dar trebuie să mergem în atac. Noi deja să vânăm clienții. Și primul lucru, de ce totuși apelurile reci, este pentru că, în primul rând, statistică, sunt niște statistici care nu le-am inventat noi, statistici făcute pe glob, și apelurile reci sunt de 6 ori mai eficiente decât orice tip de advertising care există, decât email marketing, decât poster, decât orice. De ce? Și chiar câteodată sunt mai eficiente decât apelurile calde în care clientul se înregistrează. Pentru că atât timp cât tu investești într-o campanie de publicitate 50 de euro sau 500 de euro, pot să fac 50 de apeluri care mă costă 0, dintre care să scot mult mai rapid într-o singură zi cu o vânzare 2 sau 3, decât să aștept 10 lead-uri care nu neapărat o să cumpere azi, mâine sau poimâine. Deci, în primul rând, să lungești timpul și probabilitatea că o să cumpere sau nu e exact aceeași ca și în apelurile reci. A doilea moment, în primul rând, a doilea moment e pentru că rezultatul sau răspunsul între da sau nu este de 9 ori mai scurt decât de obicei, decât în apelurile calde. Pentru că în apelurile calde, clientul înregistrează și lasă datele sale la voi pe landing, sau la voi în mesaj, sau o scris pe pagină, sau oriunde a lăsat datele sale, și asta presupune că el și-a luat o responsabilitate asupra lui. O responsabilitate în care ar arăta prost dacă ți-ar lăsa datele pentru a-l suna, tu îl suni și el spune că el nu e interesat. Deci asta presupune un apel cald și obiecțiile la apelurile calde. La apel rece, el nu are nicio legătură emoțională cu tine, el foarte ușor și neprietenos, poate refuză, poate trimată, pe ruschi, cum s-ar spune. Și deci lui, el nu împiedică nimic să te refuze. Și din momentul ăsta se scurtează calea de la client până la vânzare. Trei, crește în primul rând foarte și foarte mult încrederea. Și de ce crește încrederea? Pentru că într-un apel rece sau într-o zi când faci 100 de apeluri reci, o să primești până în 70-80 de refuzuri, chiar și dacă faci apeluri calde, poți să primești până în 80 de refuzuri pentru o singură zi. Deci, cum spunem noi cu Ilie, în toate trainingurile noastre de vânzări, vânzătorul este persoana sau este profesia care are cele mai multe eșecuri în viață.
Și asta își presupune, chiar într-o zi poți să ai de 10 ori mai multe eșecuri decât o altă persoană în orice alt domeniu timp de o săptămână sau o lună. Închipuiți-vă dacă pentru un vânzător care face 10 apeluri, dintre care un client spune că e interesat și vrea să cumpere, vânzătorul se entuziasmează și spune super fain. Dacă un chirurg ar face 10 operații, dintre care unul o supraviețuit și nouă a murit, e un eșec, e o problemă destul de gravă. De-aia, atunci când obții tare multe greșeli, poți să faci în domeniul vânzărilor și când primești 10, 80, 100, 200 de refuzuri pe zi, a doua zi când începi să faci apeluri, ele nu te mai stresează atât de mult. Tu ești pregătit pentru refuzuri, știi că oamenii se refuză și pentru tine devine o normalitate. Și e mult mai ușor să ai o încredere mult mai mare în contextul ăsta. A patrulea beneficiu care ți-l oferă apelurile reci, ăsta e în primul rând costul. Pentru că pentru a face un apel reci, te costă zero buget. Zero buget de marketing, zero cheltuieli, doar dacă suporți cheltuiala pentru apelul făcut. Poți face 100 de apeluri pe zi, dintre care faci o vânzare, 20, poți să-ți ai, dacă ai un curs de instruire sau un produs care nu are cheltuieli, care nu are un sinicost, care nu are ceva pentru ce tu achizi, îți primești în cazul ăsta cu 100% tu încasezi profit. Și asta înseamnă că tu nu ai investit buget de marketing, achizi pe lead-ul ăsta 5, 6 sau 10 dolari, sau un dolar cât costă el, deci tot vine profit. Ăsta e un avantaj foarte mare. În special acum când toate companiile sunt tentate să reducă cheltuielile până la minim. Să înceapă să facă vânzări cu o cheltuială cât mai mică, cu un buget cât mai mic. În contextul ăsta, concedează toți angajații ca să reducă cheltuieli, și totodată ei trebuie să producă mai mult șapelurile reci, este unul din contextele prin care ei pot să facă lucrul ăsta. Mai departe, poți crește marja de profit pe baza costului lead-ului, ceea ce am spus mai sus, nu mai aștepți clientul să te caute pe tine, dar mergi tu în prospectare, deci mergi tu să-l cauți, nu mai aștepți să ai azi venit, deci nu mai aștepți venitul tău în timp de o săptămână, două, trei, pentru că aștepți oamenii să înregistreze, să-i suni repetat, faci tu acțiune în masă. Și dacă clientul te-a refuzat, este o strategie interesantă să-l faci referal. Vă dau un script tare bun care funcționează la mine personal. Dacă clientul spune că nu mă interesează, nu e pentru mine, ok, mulțumesc domnul că ați spus lucrul ăsta, înțeleg că pentru dumneavoastră nu este relevant. Dați-mi, vă rog, o persoană, dați-mi două, trei contacte concrete pentru cineva care chiar credeți că produsul ăsta este relevant acum, care credeți chiar că o să-l ajute. S-ar părea că nu funcționează. Când am început training-urile de vânzări, asta a fost mai mult de jumătate de an în urmă, am sunat la rece pe o prietenă, i-a spus că Alexandru nu pot să vin, am cerut 5 contacte de la ea, dintre care 3 din contactele astea au fost vânzare curată. În momentul ăsta, când ai un lead care este total rece și trebuie să-l trimiți în coșul de gunoi, poți să scurgi ceva din el, să-ți dai câteva lead-uri, câteva alte lead-uri, câteva alte contacte care deja sunt mai calde. Pentru că ele vin din recomandare. Și dacă vin spune persoane din categoria asta, bună ziua, domnul Ion, vă sun din recomandarea domnului Andrei, domnul Andrei are grijă de dumneavoastră și a spus că dumneavoastră ați avea nevoie de chestia asta. Dacă îi vând lui domnul Ion, apoi pot să revin la domnul Andrei și să-i spun, domnul Andrei, mulțumesc pentru recomandare, domnul Ion a cumpărat și m-a rugat să vă spun un mulțumesc. Și în momentul ăsta probabilitatea de a-i vinde și lui domnul Andrei este de 10 ori mai mare decât până acum. Este o strategie mega puternică de a prospecta și de a-i face referali clienții care nu au cumpărat, chiar și la rece. Și ultima, poți să găsești clienții care au bani acum, care și-au pregătit o sursă financiară, doar că trebuie să mergi în atac tu, să-i filtrezi pe cei care n-au bani și nu sunt interesați de produsul tău, nu sunt relevanți și să-i găsești pe cei care o să-ți achite azi, mâine sau poimâine. Hai să mergem un pic mai departe.
scopurile apelului rece, haideți, eu am să dau un pic înapoi. Vă rog să scrieți în comentariu cum credeți voi, dacă încă n-ați văzut, evident, care este cel mai important scop într-un apel rece. Ce trebuie să obținem în primul și în primul rând? Vă rog să fiți conectați cu chat-ul. Hai să vedem cum credeți ce este cel mai important într-un apel rece. Haideți, aștept un răspuns. Adică aștept mai multe de la toți. Meeting, stabilește întâlnire. Ok, încă. Un răspuns pozitiv. Ok. Ședință. Încă restul păreri. Un contract, un acord, să cunoaștem de ce este nevoie. Corect. Sunt toate corecte? Eu am să mă mai apropii câteodată, pentru că telefonul stă departe. În primul rând și primul cel mai important scop într-un apel rece e să închidem tranzacția. Să facem vânzarea acum. Există o conversie, evident, despre care statisticile, despre care noi o să le discutăm un pic mai târziu, dar ăsta e scopul principal, să vindem acum. Și următoarea etapă următorul scop care trebuie să-l obținem într-un apel rece e să creștem urgența și să creștem interesul clientului dat pentru produsul nostru. Chiar dacă el nu te știe, ăsta e a doilea. Deci este un fel de последовательность, cum s-ar spune în română, Ilie, dacă mă ajuți. Consecutivitate. O consecutivitate, exact. În primul rând e să faci, să încheiem tranzacția. Numărul 2 e să creștem urgența vânzării și să creștem interesul clientului. 3. Identificarea persoanei de decizie. Am văzut chiar în cineva dintre voi a răspuns la întrebările formularului nostru care sunt dificultățile atunci când faceți apelul rece. Cineva a scris, nu discut cu persoana care trebuie. Să știți că și în apelurile calde asta este o problemă tare mare. Persoanele care nu iau decizia spun obiecții și vânzătorul le ia ca pe niște obiecții reale. Când persoana dată nici măcar nu poate decide, dar doar ți-a aruncat așa. Este important să întrebăm întrebarea, cine pe lângă dumneavoastră încă mai este responsabil de decizia dată? Cu cine o să vă sfătuiți ca să puteți luați această decizie? Cine încă va mai contribui pentru luarea acestei decizii? Dați întrebări deschise. Următorul scop într-un apel rece e să identifici persoana care este persoana de decizie, dar persoana care influențează această decizie. În orice companie, în orice board, există nu doar board-ul, dar mai există și persoane care influențează această decizie. De exemplu, un top vânzător, el nu e director de vânzări, dar el influențează foarte mult pentru că el are cele mai mari rezultate și el e implicat în proces nemijlocit și el poate influența. El poate spune da sau nu, da sau nu, asta funcționează sau asta nu funcționează, îmi place, nu place, pentru noi este relevant sau nu. Deci, pe lângă persoane de decizii, căutați și influenceri în companie. Mai departe, îi să afli, să detectezi nevoia clientului. De ce el are nevoie? Are el, în general, nevoie de produsul tău sau nu? Atunci când îl suni la rece, vă sun să vă dau o singură întrebare. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră utilizați sau dumneavoastră aveți grijă la momentul dat când stați acasă de dinții dumneavoastră. Vreau să știu dacă dumneavoastră la momentul dat aveți probleme de dinți când stați acasă și nu aveți posibilitatea să mergeți la un salon stomatologic. Mai departe, stabilești o întâlnire. Asta este tot o chestie destul de importantă în scopurile apelului. Stabilești o întâlnire și ea stabilește la final, după ce ai detectat nevoia. Să muți. Încă un scop pentru apelurile rece e să muți clientul din etapa de rece în etapa de cald, client cald. Asta înseamnă să-l interesezi mai mult, să colectezi cât mai multe date despre el și asta funcționează foarte mult pentru companiile sau pentru afacerile care la momentul dat au suveniri, au flori, au dulciuri, au cadouri foarte multe. E important să colectați datele. Și în special ziua de naștere și puteți face un cold call, bună ziua, v-am sunat pentru că știu că mâine este ziua soției dumneavoastră.
Vreau să vă întreb dacă ați ales un cadou, pentru că noi livrăm cadouri la domiciliu. Vreau să înțeleg dacă dumneavoastră ați luat deja flori, pentru că noi livrăm flori la domiciliu. Deci pentru asta e important să colectez în primul rând datele astea și să dai cât mai multe întrebări. Ăsta tot este un scop destul de important. Și evident ce am spus anterior, să-l faci referral. Dacă nu a cumpărat el, să ceri câteva persoane. Deci este important să spunem scopul într-un apel rece și să știm scopul. Atunci când spunem scopul, și atât noi cât și clientul știm cui am sunat, în primul rând, și știm de ce am sunat. Deci nu este un apel așa aleator în care tu cu siguranță poți să mă refuzi. Eu știu exact pentru ce te-am sunat, chiar dacă este apel rece. Ok, mergem mai departe. Vreau să știu, și cum am menționat, nu uitați, în primul și în primul rând, scopul primordial este să închidem tranzacția. Sunt câteva principii pentru nemijlocit apelurile reci. În primul rând, e să fiți onești atunci când le faceți. Să fiți deschiși și să realizați chestia asta. Domnul Ion, dumneavoastră nu mă știți, eu nu vă știu pe dumneavoastră. Deci să vorbiți deschis despre lucrurile astea, pentru că dacă o să faceți față că vă știți tare de mult, nu o să funcționeze. O să fiți trimiși în limba rusă în altă parte. Mai departe, să fiți transparenți. Vă sun pentru că, să-i spuneți scopul și important e să fiți și direcți. Să nu spuneți clientului că v-am sunat, dar nu vreau să vă vând nimic. Nu spuneți lucrurile astea, toți știu și tu știi și clienții știu că tu vrei să vinzi ceva. Hai să vedem cum o facem mai bine. Fiți transparenți, fiți onești și fiți deschiși și primiți feedback-ul lor. Nu sunt interesat, ok, mulțumesc că ați spus lucrul ăsta, mulțumesc, utilizați tare multe cuvinte care contribuie la comunicarea voastră și la atitudinea și la crearea relației emoționale între voi. Mulțumesc că ați spus lucrul ăsta, înțeleg ce spuneți, aveți dreptate, sunt de acord cu dumneavoastră, suntem toți în aceeași situație, utilizați cât mai mult cuvintele astea deschise. Mai departe, important e să găsești o problemă, nu încerca să vinzi ceva până nu ai detectat că există acolo problemă în care tu ai putea să o înțelegi și să o rezolvi. Acordă, un pic mai târziu o să vedem care este ciclul de apeluri reci, în care o să acordăm niște întrebări de calificare, să înțelegem unde este o problemă, care este problema importantă și cum am putea să o rezolvăm. Deci e important, dacă simți că produsul tău nu îl ajută pe clientul ăsta, nu încerca să-i vinzi. Pentru că așa cum el poate să te recomande cuiva, ca fiind o companie bună, așa el poate să te recomande altcuiva că ești cea mai proastă experiență a avut-o cu tine. Așa că detectați nevoie, dacă nu este o nevoie, schimbați clientul. Sunați-l pe cel următor, pentru că mai aveți timp. Mai departe, fii logic. Încearcă să vinzi logic. Că, de exemplu, v-am sunat pentru că îi dai un motiv de ce ai făcut, un motiv logic pentru apelul ăsta. Deci toate apelurile trebuie să aibă un motiv logic. Mai departe trebuie să fie o structură clară în care este pasul 1, în care noi ne salutăm, este pasul 2, în care eu am creat interesul și am aruncat un killing offer, este mai departe următoarea etapă care spune să detectez nevoia și următoarea etapă e să închizi tranzacția. Deci este o consecutivitate clară în procesul de vânzare și este important să înțelegi când discuți cu clientul la care din etape ești. Dacă nu ai o structură și nu știi la care etapă ești cu clientul, s-ar putea să te blochezi într-un moment dat și să intri în prezentare de 2-3 ori. Sau să nu știi cu ce să continui mai departe, dacă undeva s-a blocat comunicarea clientul, da. Și ultimul principiu, cred că e cel mai important în apelurile reci, să știți că oamenii vor fi foarte și foarte furioși. Oamenii o să vă refuză, oamenii o să vă trimită în limba rusă și trebuie să fiți gata pentru asta, pentru că sunt apeluri reci, sunt oameni la care câteodată chiar n-au nevoie de produsul vostru, și insistența care trebuie să aveți s-ar putea să-i deranjeze. Și asta e ok în toate tipurile de vânzări și în special în categoria de apeluri reci. O să mergem mai departe la niște statistici. Ilie, te rog să intervii tu. Da.
Și este foarte important atunci când noi ne pornim într-un proces de vânzare sau de apelat la rece. Da, obiectivul nostru este să închidem tranzacția. Asta e obiectivul și e foarte important să avem aceste obiective și să ne-l setăm. Dacă vorbim și din punct de vedere a dezvoltării personale, poate chiar și să-l scrim pe foaie, să credem în asta că o să întâmple. Totodată trebuie să recunoaștem un picuț că partea de vânzări e legată și de matematică. Adică există zona emoțională care noi ne energizăm și avem emoția potrivită ca să vindem. Pe de altă parte există o parte logică în care există o conversie sau există un anumit număr de tranzacții dintr-un anumit număr de contacte, în funcție de contacte, de lead-uri sau de trafic care îl obținem sau de apelurile care îl facem la audiența, fie ea mai caldă sau mai fierbinte sau foarte rece. Și atunci trebuie să înțelegem că după statistică pe glob, acum chiar poate fi și mai drastică, pentru că suntem în perioadă de criză, între 2 sau 4% din telefoanele care le faci se întâmplă la primul apel, adică la primul contact. Imaginează-ți că tu ai sunat pe cineva și din toate sunetele care le-ai făcut timp de o zi, o săptămână sau o lună sau un an de zile, doar 2 până la 4% se termină în ziua aceea. Totodată asta nu este un demotivator tu să suni doar ca să aștepți următoarele contacte pentru că înțelegi conversia asta. Obiectivul dat o să întâmple între 24 dacă tu din start ai să înțelegi că vrei să vinzi la următoarea ședință, dar totodată să fii gata să înțelegi că ok, nu s-a întâmplat la primul contact, o să urmezi la următoarele și e foarte important dacă nu reușești la primul să planifici următoarele, adică partea de follow-up despre care un picuț mai târziu am să vorbesc. Adică să fii gata de așa o statistică destul de dură. Și totodată să înțelegeți că 84% din clienți nici nu vor ține minte numele tău. Adică chiar dacă să te prezinți, oamenii după primul contact o să uite destul de repede informația, mai ales dacă nu mai reușești să-i detectezi și canalul de comunicare și să vorbești pe un alt canal decât canalul lui, fii sigur că o să uite nu doar și numele tău, dar și toată conversația. Din perspectiva asta, pentru al doilea demotivator pentru tine este să fii gata și de acest lucru. Și nu este o problemă, asta este o statistică normală. Nu toată lumea ține minte, mai ales când este contactat prima dată de o persoană total necunoscută. Și ultima, o altă statistică destul de interesantă, 76% din vânzători nu iubesc apelurile legi pentru că se tem, le este frică. Și din acest motiv nu o fac și din acest motiv și nu au tot succesul acela de a fi în top pe piramida de vânzări. Și la moment mulți le este frică de asta. De ce le este frică? Pentru că o să fie refuzați și sunt mulți refuzați din start. Vă dați seama, 95-96%, chiar 98% aproape, din start sunt refuzați. Și totodată nu înțeleg de ce unii merg mai departe, pentru că înțeleg această conversie. Nici nu trebuie să avem o reacție de genul după la prima discuție, îl suni, bună ziua și așa mai departe. Și la final zice, știți, nu sunt interesat. Și nici nu ar fi bine să-i spunem, știu că nu sunteți interesat pentru că v-am sunat prima dată. Eu la noi de obicei după vreo 10 sunete cumpărați. De asta putea să vă întreb, mergem până la 10-lea sau din primul vă hotărâți? Poate să meargă gluma, dar poate să nu meargă gluma asta. Din perspectiva asta, mai bine să înțelegeți voi pentru voi fenomenul ăsta. Ești gata? Bine? Am înțeles? Ok, hai să vedem ce aș putea să și urmăm mai departe. Deci urmez următorul pas în conversia asta. Am un alt val de statistici super important în contextul ăsta. Acum să mut un pic ca să puteți să vedeți și voi. Este că, să-l pun sus, 75% din clienții noștri nu sunt pregătiți să cumpere acum. Nu își pot permite acum, chiar dacă e lead super cald. Chiar m-ar fi interesant în chat să scrieți cu cumplut toată lumea care atunci când este sunat sau când face cunoștință cu un produs sau cu un serviciu are așa un principiu în viață, niciodată nu cumpără din dată, deci din prima dată. Are nevoie încă un pic să mai gândească sau să mai vadă și alte produse. Cine mai are nevoie să mai vadă sau cine niciodată nu hotărăște din start are nevoie de un pic de timp. De asta am să vă rog să scrieți în chat cifra plus, puneți cu plus cei care au nevoie de mai mult timp ca să se hotărască. Atunci când cineva le propune să cumpere anumite servicii. Poftim, deja Igor este, Irina, vedeți? Chiar și aici este o realitate destul de interesantă, chiar și noi suntem oameni care nu cumpărăm din start. Noi, ca vânzători, asta este un fenomen pe care trebuie să-l înțelegem. Totodată facilităm procesul ca el să se întâmple cât mai repede. Problema cea mai mare este că dacă noi asta nu înțelegem și ne-am uitat că el prima dată nu a cumpărat și zicem că asta nu cumpără, noi pierdem 95% din clienții potențiali. Deci noi ne focalizăm atenția să găsim acei 2-4% care sunt mega, mega, mega puțini.
Evident, vorbesc în general de vânzări, nu vorbesc de pâine sau de produse care se vând foarte rapid, dar vorbesc de și totodată mai există și tranzacții care sunt și foarte lungi, adică poate să dureze până un an, doi o tranzacție până se încheie. De exemplu, dacă vinzi un produs soft care e SAP, de exemplu, și costă câteva milioane, sunt sigur că sunt mai multe întâlniri până se întâmplă acest proces, pentru că eu vin din domeniul de IT, pot să dau exemple de studiu. Ați observat la noi în chat cât de multă lume a scris un plus, pentru că noi ca vânzători asta trebuie să înțelegem. Patru lucruri importante. Doar 2-4% conversie la primul apel, 84% o să uite de voi din start după ce au pus receptorul, nu din start, dar în timp foarte restrâns. Vânzătorii nu... Și dacă aveți un fuck-up, să înțelegeți că 84% din trenși o să uite. O să uite numele vostru, o să uite compania voastră, așa că fuck-up-urile în vânzări trebuie să fiți deschiși la ele. Selecții. Acum așa în antreprenoriat văd că foarte multe companii super mari acum plasează produse care sunt total cosmice față de ei. De ce? Pentru că în activitatea asta atât de rapidă, în procesul de criză, oamenii se uită foarte repede greșelile care le faci și totodată nu sunt greșeli, dar selecții. Selecții din care ai ce învăța. Ok, Alex? Așa, este. Ceea ce e important să înțelegeți, cum a spus și Lili, fugim după, deci dacă 75% din clienți nu sunt pregătiți să cumpere acum și sunt inconvertibili acum, putem să încheiem prin apeluri de follow-up, de a reveni. La momentul dat, apelurile reci și apelurile calde ne focusăm toată atenția pe cele 25% care sunt gata, au nevoie, trebuie doar să fugim după ei, să le facem cunoștință cu noi și cu produsul nostru. Haideți să intrăm în procesul apelului reci, de unde să începe el. Evident că în toate procesele de vânzări este în primul rând captarea atenției. Asta este partea de salut și în punctul de atenție, în elevate, el trebuie să dureze nu mai mult de 20 de secunde. Deci trebuie să fie un elevator pitch. Elevator pitch vine de la, adică un discurs de 20 de secunde în lift, dacă ați auzit de tehnica asta. Să vinzi în lift, în care ai doar 20 de secunde să urci și să cobori. Iată cam așa și la telefon, partea în care tu faci cunoștință cu clientul și el cu tine nu trebuie să depășească mai mult. Trebuie să fie mai chiar mai joasă de 20 de secunde, în care trebuie să-i dai clar de înțeles cine ești, care e produsul tău, de ce îl suni, și o să vă dau mai mult, un pic mai târziu. Haideți să vorbim în primul rând de atenție. Atunci când vorbim de atenție, e important să știți că clientul ia decizia să te mai asculte sau nu în primele 5 sau 10 secunde. Deci de la 5 la 10 secunde el decide. Am eu nevoie de să-l ascult pe colegul ăsta? Am eu nevoie de produsul ăsta, vreau să-l ascult sau nu, mi-e interesant sau nu. Și asta totul depinde de varietatea vocală care o are vânzătorul în comunicarea sa, în aceste 20 de secunde. Și important să te focusezi singur pe tine, să înțelegi cum tu vorbești, să faci câteva apeluri și să te analizezi dintr-o parte cum tu vorbești. Ești energic sau vorbești obosit? Nici tu n-ai cumpărat produsul ăsta, dar trebuie să facem apeluri și le facem așa din necesitate, nu din dorință. A doilea moment este cum ești tu. Tu ești încrezut pe sine, vorbești foarte încrezut sau ești stresat? Pentru că dacă ești stresat, o să faci tare multe greșeli și clientul să simte. Mai departe, trebuie să înțelegi cum vorbești fluent, ești fluent, ai o vorbire fluentă cu el sau tu vorbești sacadat. Și important să ai o vorbire fluentă. Mai departe, important să înțelegi, tu vinzi un produs care ție îți place, care tu l-ai cumpărat, e produsul tău care tu îl iubești și crezi că el ajută oamenii sau tu doar vorbești după script și după fiecare răspuns de-a clientului spui ok, am înțeles, în timp ce citești următoarea propoziție din scriptul tău. Vă se pare poate banal, dar lucrurile este sau atât de neimportante, dar lucrurile este în primele de la 5 la 10 secunde poate să sperie clientul tău. Și chiar dacă el o să continue să discute cu tine și nu o să spună obiecția, că nu mi-e interesant, nu vreau, n-am timp ca să spună la revedere, el o să te asculte 5 minute,
și nu o să fie conectat. El s-ar putea să mănânce în momentul ăsta, s-ar putea să aibă un alt lucru la calculator și doar o să vorbești acolo la telefon pentru că are nevoie de un coleg alături care să-i vorbească și te-a găsit pe tine. Deci, important, înțelegi în care stare ești și care este cea potrivită. Mergem mai departe. Scopul apelului. Important, problema și greșeala care o fac tare, tare mulți vânzători, atât în apelurile reci, cât și în apelurile calde, sună clienții și încep cu bună ziua, cum la dumneavoastră, ce mai faceți, cum sănătatea, chestiile astea sunt depășite deja. În ziua de azi, clienții și însuși toți oamenii au nevoie de foarte mult timp. De aia au apărut tare multe obiecții, n-am timp. Și tu când intri într-o comunicare cu el fără un scop clar de ce ai sunat, dar îl întrebi despre timpul de afară, fii sigur că o să-ți spună, băieți, ce vrei, spune concret. Sau după ce o să-i spui scopul, sau după câteva propoziții, o spun, a, nu, mulțumesc, nu sunt interesat. Deci, în primul rând, trebuie să-i spui clar de ce are loc comunicarea asta, de ce l-ai sunat. Bună ziua, domnul Ion, mă numesc Alexandru, vă sun pentru că toți în ziua de azi suntem acasă și totodată avem și cheltuieli, deja îmbraci peste produse, dar îi spui de ce. Partea de scop trebuie neapărat să împachetez într-o propoziție, nu trebuie să dureze mai mult într-o propoziție care se include de ce l-ai sunat, care este produsul tău și ce are el de câștigat din produsul ăsta. Vă sunt pentru că am făcut un training de vânzări cu echipa concurenților dumneavoastră și la momentul dat au rezultate foarte bune și am decis că dumneavoastră, vânzătorii dumneavoastră, trebuie și ei să cunoască cum. De-aia v-am sunat acum. Scopul clar într-o propoziție. Și mai departe, după ce am spus scopul clar, este neapărat să intrăm în partea de calificare, de întrebări. Și aici, iarăși, e altă greșeală care o fac vânzătorii, intră deodată în prezentare. Bună ziua, domnule, noi avem un produs care este, vreau să vă întreb dacă este interesant pentru dumneavoastră, avem un produs care e genial, suntem de multe piață, și tare multe chestii neimportante, ne aflând necesitatea, ne aflând dacă are o problemă, ne aflând dacă el are nevoie de produsul ăsta, ne aflând niște chestii de bază. Și aici trebuie să poți să dai câteva întrebări, ele sunt patru cătare de bază care trebuie să le dai, în primul rând, o întrebare de calificare. Vreau să știu dacă dumneavoastră, la momentul dat, sau echipa dumneavoastră de vânzări, acum fac apeluri. Vreau să știu dacă dumneavoastră, dacă sunteți companie dentară, vreau să știu dacă dumneavoastră, la momentul dat, știu că dumneavoastră umblați des la dentist, vreau să înțeleg dacă este relevant, la momentul dat, să facem o consultanță online pentru dinții dumneavoastră. Vreau să știu dacă aveți vreo problemă la momentul dat cu dinții. Deci dai o întrebare de calificare. Vreau să știu la momentul dat dacă dumneavoastră... O statistică bună arată că stând acasă oamenii spală nu de 3 ori dinții, dar spală o dată dimineață. Vreau să înțeleg care este situația la dumneavoastră. Deci dai o întrebare de calificare pe produsul tău. O întrebare business, se numește. Mai departe, e o întrebare despre o problemă. Trebuie să-i dai o întrebare dacă să înțelegi dacă clientul dat are o problemă în care tu poți să o rezolvi. Pentru că unica diferență, unica distanță dintre tine și banii tăi e o problemă rezolvată. Așa că caută la client o problemă. Vreau să înțeleg, vânzătorii dumneavoastră fac la momentul dat stând acasă apeluri? Nu. De ce nu fac apeluri? Deci intri în problemă. Nu fac apeluri, este o problemă. De ce nu fac intri în problemă? Să o califici, să o înțelegi și tu. Mai departe, trebuie să dai o întrebare despre bani, să înțelegi dacă clientul ăsta își poate permite la momentul dat. Dacă eu aș putea să rezolv problema asta care costă atât, vreau să înțeleg dacă dumneavoastră vă puteți permite la momentul dat. Pentru că s-ar putea clientul să n-aibă bani, să aibă istorie creditară proastă, la momentul dat sunt multe companii de creditare care s-au închis de tot și nu mai oferă credite și tu produsul tău nu poți să-l vinzi în credit. Sau prețul produsului tău poate fi atât de mic în care să nu-l dai în credit. Să nu poți să-l dai, să nu îți permiți să-l dai în credit. De aia e important să înțelegi dacă el are banii ăștia. S-ar putea să aibă doar 500 de lei la suflet, și evident că nu o să-ți idei pentru produsul tău care nu e de primă necesitate.
Mai departe, îi se dai o întrebare dacă el ia decizia pentru produsul ăsta sau mai este și altcineva. Mai este și altcineva care trebuie să afle prezentarea asta, care trebuie să audă informația asta ca să puteți să luați o decizie sau doar dumneavoastră. Deci patru întrebări de bază. Și după ce am stabilit toate că sunt afirmative, e important să dăm în patru întrebări astea întrebări deschise. Nu întrebări la care clientul să răspundă cu da sau nu, pentru că dacă o răspuns nu și nu ai următoarea întrebare pregătită, te-ai blocat toată comunicarea și îți este incomod să mai întrebi ceva. De asta dați întrebări deschise la care el să vorbească mai mult. Ok? Mai puneți câteodată, vă rog, spuneți niște like-uri sau niște plusuri acolo, să înțeleg că este relevant pentru voi, să înțeleg că sunteți și voi conectați cu mine, dar nu priviți un alt film în timp ce priviți un webinar sau priviți webinarul nostru. Vă rog să puneți niște plusuri, ele apar plusurile, că eu sunt de pe telefon și prezentarea e pornită. Da, 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 încep să apară chiar și cuvântul like-ul a apărut de la Vlad. Vlad, remarca ta e foarte bună, da, exemplul cu dinții este super personală, dar depinde de situație, da, că el a fost dat ca și exemplu. Oricum, o să fac o mică paranteză aici, oricare întrebare care vă pare puțin mai personală sau mai stranie, dacă vreți să reduceți din părerea asta că personală, atunci adăugați în fața întrebării un motiv de ce întrebi, da? Uitați-vă, ca să înțeleg cât e de relevant asta pentru dumneavoastră, aș avea următoarea întrebare pentru voi. Sau să înțeleg pentru noi dacă ceea ce avem coincide cu necesitatea dumneavoastră, aș vrea să vă întreb următoarea întrebare. Și atunci omul înțelege de ce îl întreb, pentru că când începi să întrebi foarte multe întrebări și ești ca la un interogatoriu la poliție, omul se simte straniu. Dar dacă există sens în ceea ce faci și dai, ești transparent cu el în interviu, în discuția asta lejeră, atunci lucrurile se întâmplă mult mai lejer. Da, sunt foarte multe plusuri, lumea este cu noi, sunt pe egaluri la Marcel aici, așa că poți să continui, Alex. Super. Chestia cu dinții am dat-o doar ca un exemplu, nu-s deloc nișat în dinți, am dat-o ca un exemplu în contextul ăsta. Deja voi, ăsta e doar o schiță. Voi vă îmbrăcați singuri produsul și întrebările voastre, eu am băgat doar un simplu context pe deasupra. Că, de exemplu, dacă vendeți carne, am văzut că cineva vinde carne de iepure sau însuși vinde iepuri, puteți în prima întrebare, în scop, v-am sunat pentru că am o singură întrebare la dumneavoastră. Vreau să știu dacă dumneavoastră stând acasă mâncați carne. Asta e întrebare business. E întrebare business pentru că e legată de produsul tău. Îmbrăcați-vă fiecare produsul vostru și întrebarea voastră. Mergem mai departe și e important să stabilim, după ce am înțeles că discutăm cu persoana de decizie, dacă nu e persoana de decizie, încercăm să insistăm. Ok, cine încă mai ia decizia pe lângă dumneavoastră? Decizia o mai ia soția. Soția trebuie să mai afle. Decizia o mai ia partenerul meu. Ok, super. Dacă vă sun într-o oră, ați putea să-mi dați deja un răspuns despre. Nu lăsați clientul să vă amâne pe săptămâna următoare sau să vă spună, sun mă, te rog, marți. N-ai nevoie să-l suni marți, este nevoie marți deja să ai întâlnirea. Scopul tău acum e să stabilești pe marți deja întâlnirea, nu încă un apel în care o să mai apară obiecții și iar o să mai lungească pe o altă marți. În primul rând, insistă pe acum. Tot timpul accentuează acum. Într-o oră, dacă revin, o să pot să primesc un răspuns de la dumneavoastră. Nu, într-o oră nu. Ok, mâine dimineață la 10, dacă vă sun, o să pot să primesc un răspuns. Nu, când vă este comod? Duminică. Ok, super. Duminică la 10, dacă vă sun, este comod? Mereu insistă pe urgență. Acum. Este urgent acum, este necesar acum. Și am un script cap-coadă ca să puteți să înțelegeți. Cum funcționează el saltare, cum funcționează toate etapele despre care am vorbit, asta e produsul nostru, cum aș putea eu să fac un apel, eu l-am aruncat, l-am scris în timp de 10 minute maxim. Saltare on, vă sun Alexandru, Selification. Aici e important să dați atitudine, să dați drive, sunt Alexandru, Selification. Dacă compania sau produsul vostru nu este Apple, dacă compania voastră sau serviciul vostru nu este Google, Facebook, Microsoft, Toshiba sau BMW, sau nu e o companie destul de cunoscută pe piață sau o companie cu o reputație proastă, nu spuneți companie. Salutare, Ion, sunt Alexandru. Vă sun Alexandru. Doar numele.
doar numele. Vă sun pentru că am făcut un curs online cu echipa de vânzări a concurenților dumneavoastră și am decis că vânzătorii voștri neapărat trebuie să poată să vândă acum mai mult ca înainte. Deci am setat scopul clar de ce l-am sunat pe el și el știe despre ce o să meargă comunicarea mai departe. Și mai departe, ca să înțeleg dacă este relevant și pentru dumneavoastră, am o întrebare importantă. Am intrat în calificare, mi-am deschis terenul ca să pot să acord întrebări, să înțeleg dacă este relevant, dacă el decide, dacă are bani, dacă are nevoie, dacă în general mai face apeluri sau nu. Vânzătorii dumneavoastră fac apeluri acum? O întrebare business. Și aici e întrebare între da și nu. Mai departe, dacă el răspunde cu nu, de ce nu? Dumneavoastră mâncați carnea acum stând acasă? De ce nu? Dumneavoastră aveți grijă de dinții dumneavoastră? Nu, de ce nu? Dumneavoastră spuneți un produs de-a vostru. Utilizați un produs de-a vostru. De ce nu utilizați produsul ăsta acum? Doar pentru mine ca să știu. Sau dacă el răspunde da, care e cea mai mare dificultate la momentul da, care vă întâmpinați acum cu produsul dat? Următoarea întrebare care el o dă. Deci dacă e nu, clarifici de ce nu. Dacă e da, îl întreb despre dificultatea, despre problema care el are acum cu produsul dat. Vă întreb pentru că noi organizăm la momentul dat un curs practic în care o să-i spunem. Deci haideți să iau de la început. Vânzătorii dumneavoastră fac apeluri acum, de ce nu? Noi organizăm în weekend un curs practic în care o să-i punem la treabă, în care eu să știe corect cum să prelucreze obiecțiile clienților și vreau să vă întreb dacă ați putea să expediați, să trimiteți un vânzător doi la cursul ăsta. Deci toată prezentarea ta se reduce la o frază, două și o întrebare. Facem asta, avem produsul ăsta care rezolvă problema asta, vreau să înțeleg dacă este relevant sau nu. Vreau să facem call to action. Puteți să cumpărați un set acum, puteți să testați, vrem să vă trimitem o porție gratuită, vrem să vă trimitem un pachet gratuit, vrem să vă facem o consultație de test. Vreau să înțeleg dacă dumneavoastră aveți timp. Deci îmbrăcați produsul vostru, aveți o prezentare scurtă de o frază, și acordați o întrebare între da și nu. Și dacă el spune nu, de ce nu? Iarăși intri în calificare să înțelegi ce nu este relevant pentru el. Vă întreb doar pentru mine, înțeleg că nu este relevant pentru dumneavoastră, ajutați-mă pe mine ca vânzător să înțeleg de ce nu, ca să pot să ajut alți oameni ulterior care îi sun. Este relevant ceea ce spun? Puneți un plus. Mai departe, în afară de dumneavoastră, dacă el spune totuși, da, ar fi interesant, dar știi, nu acum, ok, spuneți-mi, vă rog, cine încă pe lângă dumneavoastră mai este responsabil de decizia dată? Sau încă, cine încă în afară de dumneavoastră să mai participe la luarea deciziei? Important să înțelegi, e doar părerea lui sau soția o să spună nu, șeful o să spună nu, cumătru o să spună nu. Important să-l detectez pe el, să-l validez ca persoană de decizie sau ca influență. Și cine încă mai este ca influență? Și la final, superb, la final mergi spre întâlnire. Dă-i un pic înapoi. Și la final mergi spre întâlnire, superb, dacă vă sun într-o oră, deja fixezi tu pe urgență acum. Superb, dacă vă sun într-o oră, o să puteți să-mi dați un răspuns, ați putea să-l sunați acum și să revenim într-o oră la discuția dată. Iarăși, dacă spune nu, dacă te amână mai departe, important să-l fixez nu pe o săptămână înainte, dar să-l fixez peste o oră, peste două, mâine dimineață, mâine după masă, iarăși poi mâine dimineață, iarăși poi mâine după masă. Cât mai urgent, cât mai rapid. Și în partea asta de calificare care am scris-o mai sus, e important să înțelegeți că aici sunt întrebări. Și de fiecare dată când dai întrebare, neapărat, neapărat, neapărat să scoți un răspuns de la clientul nostru. Să nu lași să nu răspundă la o întrebare, pentru că el o prinde gustul ăsta. Ai dat o întrebare și el nu ți-a răspuns sau ignorat-o, înseamnă că nu e atât de importantă. Și el își ia dreptul de a nu răspunde la următoarele întrebări. Și controlează însuși procesul de vânzări persoana care acordă cele mai multe întrebări și întrebări cât mai clare și cât mai directe. Pentru că dacă nu o faci tu ca vânzător și intri imediat în prezentare,
o să-ți acorde el tare multe întrebări și o să te ducă în contexte care nu e favorabil pentru tine ca vânzător. De aia, la momentul dat când faceți apelul rece, puteți chiar și să reduceți, să o scoateți de tot etapa de prezentare a produsului tău. Poți să dai câteva întrebări. Super, înseamnă că pentru dumneavoastră, haideți să testăm, haideți să încercăm, haideți să. E important, cum a spus și Ilie în statistica anterioară, să nu te aștepți că clienții o spună da. Pentru că totuși să apelul rece, conversia între 2 și 4%, între 2 și 4%. Asta înseamnă că trebuie să faci 100 de apeluri ca să faci 2, 4 sau 10 vânzări maxim. Asta e maxim. Deci trebuie să te aștepți la rezultate mici, însă acum pe criză ele sunt necesare. Chiar dacă cecul vostru e tare mare, e spre avantajul vostru să faceți cât mai multe apeluri rece. Vreau să înțeleg dacă este relevant până aici ce am spus. Plus, haideți să punem niște plusuri. Dacă da, dacă minus, puneți minus, noi suntem ok cu feedback-ul. Dar puneți minus, scrieți de ce, dacă este relevant până aici și a fost mai clar toată structura, puneți plus, da sau plus, plus. Super. Ok, hai să mergem mai departe. O mică remarcă pentru Ina, vreau să dau un mic răspuns, că am întrebat acolo că pentru produsele de igienă, cum se poate făcut format scopul. În principiu, prima idee care îmi vine în cap, de exemplu, nu știu care sunt produsele de igienă care tu le prezinți, dar dacă ar fi, de exemplu, săpun sau ceva de genul ăsta, atunci poți să mergi chiar din start. Înțelegeți că în perioada asta din criză, acum produsele de igienă sunt mult mai utilizate, de exemplu, săpunul, și atunci ar fi important pentru noi să înțelegem că ele să fie cât mai naturale și cât mai calitative, ca să nu ne afecteze pielea noastră, pentru că, de exemplu, e destul de des să dehidratează acum când se utilizează gelurile de... Un exercițiu tare rapid. Poți să-ți iei produsul tău și să răspunzi de 5 ori la întrebarea de ce acum să-l ia oamenii. Singur pentru tine să-ți răspunzi de 5 ori de ce să-l ia acum. De ce oamenii au nevoie de produsul ăsta? Și în momentul ăsta apare un beneficiu a produsului tău și dacă răspunzi de ce acum, apare un scop clar. V-am sunat pentru că acum și spui scopul produsului tău, scopul apelului tău și produsul și beneficiul, cel mai puternic beneficiu care îl are produsul tău. De 5 ori, ca să înțelegi pentru tine. Ok. Următorul slide despre care vorbesc foarte așa, ultima informație care vreau să vă dau este legat de follow-up. Și pentru că tu ai făcut un apel, după care clientul ăsta trebuie urmărit. El trebuie revenit până să reușește să formeze acea vânzare finală. Și un vânzător profesionist asta înțelege, sunt statisticile general valabile din vânzări. Pentru că 48% din vânzători nu fac follow-up la prospect. Prospect este clientul care prima dată am discutat. 25% fac 2 contacte sub presc, 12% fac 3 sub presc, doar 10% fac mai mult de 3 contacte, cum suntem și noi. Deci, imaginează-ți din start că dacă tu te orientezi să iei o mare parte din clienți, asta înseamnă că fiecare client trebuie să-l suni cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Spuneam că doar 2% se întâmplă la primul contact, 3% la 2-lea, 5% la al 3-lea, 10% la al 4-lea și 80% din vânzări se întâmplă între 5-lea și al 12-lea contact. Sunt statistici general valabile pe glob care sunt validate și ele așa și funcționează. Ele funcționează așa și în cazul nostru, în special cel mai mult ce mă pronunț este legat de cursul Professional Speaker, pentru că de 4 ani vând la telefon acest curs și am clienți pe care i-am sunat de 18 ori timp de un an de zile, un an și ceva, și după 18 ori a venit într-un final și chiar îmi spunea mulțumesc că dacă tu nu reveneai de fiecare dată să-mi propui sau să iei o discuție, să revinzi, ideea asta nu mai veneam niciodată și nu mai obțineam serviciul ăla sau produsul. De multe ori lumea îmi spune, băi, dar poate insiști prea mult. Știți, Grant Cardone are o frază care îmi place foarte mult, când clientul zice că, băi, insiști cam mult, atunci răspunde simplu. Credeți că chiar aș insista atât de mult dacă n-aș fi sigur în rezultatul care pot să vă dau cu acest produs sau serviciu? Pentru asta e necesar să ai super mare încredere în produs, să ai super mare încredere în tine, da? Să fii super pregătit să oferi insistența asta oamenilor ca el să poată obține rezultatul care și-l dorește. Dacă tu în prospectare ai înțeles că pentru dânsul e super relevant, atunci nu ai niciun impediment ca să revii și să revii, să revii până reușești să-l convingi, să-ți achiziționeze sau să-ți spună toate problemele pe care tu ai putea prin obiecții să le rezolvi. Despre obiecții astăzi nu vorbim.
că o să avem alte, am vorbit data trecută și o să primiți prin e-mail webinarul de data trecută despre obiecții. Asta este un bonus, un cadou din partea noastră. Deci follow-up-ul din start e bine să existe în capul omului ca să fie gata să primească, să-l urmăriți pur și simplu. Deci după primul apel tu trebuie să fii gata. Totodată nici nu ne ducem în extremă. Dacă din primul apel ați înțeles că e clar 100% nu e clientul tău și eu nu ferm și el e de pe altă planetă în general și nu are nimic legătură cu asta, nu mai suni că pur și simplu ai de sunat și de făcut follow-up. Suni în momentul în care există, un moment în care mai urmează, nu s-o încheiesc, nu a fost în acei 2-4%, dar este un client potențial, ok, eu am să revin. Eu am să revin la dumneavoastră, o să rediscutăm, o să reînțelegem în alt moment. Dacă te-o trimis într-un loc, e ok să revii. Probabil că în momentul ăla nu a fost momentul potrivit, poate a fost o stare emoțională nepotrivită, poate era într-un cert, s-a certat cu cineva prin casă sau s-a certat cu cineva și tu n-ai fost la locul potrivit și poate nici nu are treabă. Ai căzut tu sub mâna lui la moment să te trimată și să te spună toate cuvintele cenzurate și necenzurate în momentul ăla. Te rog. Sau transmiți contactul colegului tău sau suni el, scriezi o altă realitate cu el, o altă conexiune cu el. Poate chiar nu i-a plăcut de tine ca vânzător, așa că transmite contactul colegului și nu strica lead-ul. E important să scoți maxim din el. Ok. Tatiana, o să primiți înregistrarea prin context. Aveți un minut la dispoziție ca să adresați întrebări, dacă aveți întrebări, până trecem la ultimele două minute din acest webinar ca să vă propunem. Avem ceva special pentru fiecare din voi că ați rezistat până la final și cadourile noastre, fiecare care o să le primească, este înregistrarea la acest webinar și înregistrarea precedentului webinar despre obiecte. Fiecare din voi o să primească aceste două webinare prin poștă electronică cu e-mailul care s-a înregistrat la acest webinar. În legătură cu follow-up-ul, ca să înțelegeți ce este follow-up-ul, sunt acțiuni repetate și acțiuni diversificate pentru a completa un proces sau o etapă întreagă. Deci atunci când ai un client, ca să-l duci până la încheierea tranzacției, asta presupune follow-up. Și sunt câteva tipuri de follow-up, ele stare multe. Asta în primul rând, pe lângă apel, ai și o întâlnire, pe lângă întâlnire și apel, sunt două deja. După ce ai apelat clientul, să-i trimiți imediat SMS, să-i trimiți un voicemail dacă el nu răspunde, chiar și dacă ai răspuns și dacă ai discutat cu el la telefon, iarăși să-i trimiți SMS, să-i trimiți e-mail, să-i trimiți un cadou, să-i trimiți ceva, deci o revenire permanentă cu ceva. Și întrebarea, câte ori poți revii la client? Noi ne conducem după Grand Cardone, el are 365 de zile de follow-up, în care după 365 de zile sună clientul și îi spune: bună ziua, domnul Ioan, vreau să vă felicit, avem un an de când încercăm să colaborăm cu dumneavoastră, și deja pornește scriptul. O greșeală care fac vânzătorii în follow-up, în revenire, și de ce pare atât de insistent și cred că clientul se refuză și clientul chiar îi refuză, asta pentru că de fiecare dată revin cu același script, cu același scop de fiecare dată revin. Adică vă sun să vă întreb dacă ați luat o decizie. Nu, încă n-am luat o decizie. Îl sun mâine. Vă sun să vă întreb dacă ați luat o decizie. Cu același lucru revin și nu pornesc creativitatea. E important să pornești creativitatea și de fiecare dată să revii la client cu ceva nou, ceva nou. Pentru că dacă el îți spune că nu e interesant, nu e interesat de produsul tău, asta pentru că nu are suficient informații despre produsul tău. De e important de fiecare dată când revii la el să-i transmiți o informație nouă. De fiecare dată să fii mai interesat decât data trecută. Eu lucrez cu pitch-ul și follow-up-ul, e fine training-ul. Mulțumesc! Ok, mersi. Ultima chestie care vreau să vă spunem este următorul pas. Noi acum ne-am reorientat foarte mult pe online și am început să înțelegem că se poate de obținut rezultate fantastice în trainingurile online. Am descoperit multe instrumente practice pentru că noi suntem practicieni. Noi credem în roleplay, noi credem în strategii de practică în vânzări. Sună-te chiar să iei telefonul, să suni, să implementezi ideea care m-a spus și vă recomandăm și pe voi după trainingul ăsta, după webinarul ăsta, luați telefonul, măcar 3 potențiali clienți, sunați-i acum, imediat și testați lucrurile date. Nu le lăsați săptămâna viitoare, un weekend și așa mai departe. În trainingurile live noi avem posibilitatea chiar în momentul ăla să vă punem să vă sunați între voi să
sau să interacționați. De aceea noi în weekendul ăsta vom face Sellification online. Este versiunea care e offline, dar aici va intra în online cu toate parametrele. Toți cei care doresc să afle cum se face prospectarea la nivel practic, toți cei vor care să testeze și noi să fim atenți și să corectăm instant apelurile la rece. Deci va fi un training super practic. O să vă dăm strategii foarte simple cum să aflați nevoia în doar câteva întrebări de calificare în care se extrage butoanele și ulterior pe acele butoane apeși ca să-l convingi pe un om. Avem strategii unicale care le practicăm și le oferim în Sellification. Cei care au fost pe la Sellification, printre altele, cei care au fost la Sellification și sunt aici în chat, puneți un semn de exclamare ca să mai multe semne să vadă lumea cei care au fost, pentru că am văzut că sunt oameni care au trecut Sellification. Lucru cu obiecțiile, 2 ore în care lucrăm cu obiecțiile. Acum obiecțiile o să fie foarte dure pentru că oamenii o să vă spună foarte clar: stați o leacă, e criză, vă, ce vorbiți despre asta, nu avem bani, nu sunt bani și nu sunt bani. Și atunci va trebui să fim super pregătiți ca să le putem trece calitativ și reușit. Și evident roleplay, foarte multe exerciții de roleplay. Chiar dacă este online, în echipe, în grupe, softurile Zoom ne permite asta ca să facem. Noi împreună cu Alex o să ne implicăm ca să corectăm fiecare om. Și acest training practic de vânzări cu roleplay va fi în acest weekend. Sâmbătă și duminică de la ora 9 până la ora 2. Noi am înțeles care este orul și intervalele care le putem face. Da, cu pauze. Pauzele de cafea sunt incluse în acest training și în suma de vânzare. Și prânzul putem să-l includem dacă doriți, doar că să vă trimitem poza ca să coincidă cu a nostru. Ce este important este să vă asigurați că sâmbătă, duminică sunteți liberi și puteți practica. Prețul este ce-ți obțineți la final? Practică care pentru situația curentă de criză. 2. Cunoștințe care o să vă coste de 10 ori mai mult decât acum online în perioada asta, pentru că noi de obicei luăm sume destul de mari, pentru că e valoare maximă la acest seminar. Cunoștințele testate care știm că funcționează. Deci aici noi, oamenii noștri, spun 100% că asta funcționează, pun în practică și au rezultate instant. Chiar a doua zi, în seara aceea, încep a vinde și observă că am reușit, am observat asta, 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 am observat canalul, am observat obiecția asta, am observat necesitatea, am dat o întrebare, mi s-a spus, i-am vândut deodată. Deci lucrurile devin mult mai simple pentru că este un joc. Sellification este un joc prin roleplay. Prețul este de 100 de euro. Asta este prețul care real minimum am dorit să cerem pentru el. Ce este important, toată lumea care se înregistrează în acest weekend și în perioada asta de criză, prețul este o reducere de 71%. Deci veți achita doar 39 de euro. Pentru asta e necesar doar să intrați pe sellification.md și noi o să vă dăm link-ul aici în chat ca să vă puteți înregistra. Acolo sunt mult mai multe informații. Totodată aveți ocazia să vă înscriți. Mai sunt vreo 4 locuri libere pentru că multă lume s-au înscris. Ce este important pentru toată lumea să înțeleagă că vânzările este deja o necesitate foarte importantă pentru noi. Noi trebuie să putem vinde. Cei care au rămas fără joburi trebuie, chiar odată trecută am avut la Sellification o persoană fără job care m-a întrebat cum poate să se prezinte sau să se vândă la un interviu. Vom fi nevoiți să ne vindem chiar și serviciile noastre, să ne recalificăm ca să propunem angajatorilor care până în momentul de față concedează oamenii, dar totodată vor avea nevoie de oameni super calificați și super buni vânzători. Pentru asta e timpul să ne pregătim. Ne bucurăm că am avut ocazia să ne întâlnim. Scrieți-mi, vă rog, dați-mi o notă de la 1 la 10 cum v-a părut acest webinar și cât de relevant pentru voi. 10, super relevant, super important. 1, fost, da, nerelevant pentru dați-mi un mesaj în așa, dați-vă, arunc și link-ul pentru Sellification. Ok, de la 1 la 10, cum v-a părut acest material relevant pentru voi? 10, super relevant, 1 deloc. 10, super, mulțumesc, 10. Deci 8 a fost fain, mersi mult Igor pentru apreciere, că 8 tot e trecătoare. Mulțumesc, Marcel, sper că ne-ai înțeles toate cuvintele. Noi vă urăm o zi bună, scurt timp o să primim. Ce ne spunea de fiecare dată la training-uri, la final, nu uitați că vânzătorul e profesia menită în general, o profesie binecuvântată să ajute oamenii să-și rezolve problemele, să-și atingă visele, scopurile, dorințele și noi ca vânzători suntem persoanele care îi servim pe restul să ajungă la rezultatele astea. Așa că e o profesie foarte bună, chiar dacă în Republica Moldova și în alte țări nu are o reputație atât de bună.
dar să știți că vânzătorul e persoana care face customer service și îi ajută pe cei din jur. Așa că utilizați abilitatea asta la maxim, chiar dacă nu sunteți în domeniul vânzărilor, o faceți în alt mod. Vă mulțumim! Okay. Să aveți o zi minunată, ne bucurăm că am fost împreună, ne vedem cu alte evenimente și ne vedem sâmbătă cei care au decis să ne vedem la Silification Online. Baftă!